Ea dar celui ce muncește îi face parte, credem. Și atunci când vântuiți suntem de griji și noi, că într-o bună zi vom fi alături de cei dragi de seară până în zori. Haideți să începem chiar de astăzi veseli să trăim. Umpleți paharele cu vin și voie bună să cioplim. Sus paharul scurtă, dar cu putere să îndulcească tot amarul banii. Câți n-ai avea să știi că ești un om bogat, dacă la bine și la rău prietenii buni și sinceri Dumnezeu ți-a dat. Cheamă-i și faceți-o petrecere de zile mari, că știi că trece prea grăbit și înapoi nu poți să-l dai. Hop, 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 hop. Ești frumoasă și noroc mi-ai dat, chiar de vremuri grele am apucat. Hey! Nu m-ai supărat, chiar de m-ai certat, tot m-ai aprins uneori. Oh, viață, viață, nu mă lasă, dorul ne-am păcat, și atunci când trec al casei prag. Hey! Cât voi mai trăi, știu că-l voi simți tot arzător. Toată Europa alături de formația Trandafir. Bună seara, băieți! Să chemăm și pe celelalte componente acestei trupe. Salut! Salut! Așa, direct din Italia. Veniți aici la emisiune. Mă bucur foarte mult, sunt foarte mândră să recunosc. Cum este acolo? Este destul de cald ca și la dumneavoastră. Oricum ne simțim bine aici, așa cu căldura care este la momentul actual. Foarte frumoasă. Cum este să promovați acolo muzica noastră frumoasă de aici? Pentru că Italia are așa o muzică mai aparte, mai specială, să spunem. Voi cum v-ați putut încadra cu muzica noastră de aici, acolo? Sinonimul cuvântului Italia spune deja noutate, prosperitate, tradiție. De aceea pentru noi n-a fost nimic, să zicem, dificil ca să promovăm și muzica noastră, deoarece facem un gen de muzică care este cunoscut în toată lumea. Pentru ei nu a fost noutate și ne-au primit foarte, foarte cald și bine. Așa, aveți admiratori deja pe acolo? Desigur, publicul mereu ne-a susținut, a fost demn de noi, recunoscător și de aceea le mulțumim foarte mult și le promitem că vom avea mereu pentru ei câte ceva nou. Nu v-ați gândit să faceți un turneu prin toată Europa? Vrem să realizăm un turneu în Statele Unite cu ajutorul Domnului. Deci chiar vrem să aducem la cunoștință tuturor celor care ne urmăresc. Turneul care vrem chiar să-l organizăm este, cum a spus Andrei, în Statele Unite, chiar la New York. Avem deja o solicitare și cred că vom mai organiza și alte concerte. Și suntem foarte, foarte bucuroși chiar. Foarte frumos, succes! Poate pregătiți și o piesă nou-nouță așa acolo pentru concertul acesta? Desigur, acum lucrăm la proiectul unei alte piese care va răsuna în italiană, în limba italiană, adică cuvintele sunt scrise deja de un scriitor italian, și o altă piesă foarte recent va apărea
din nou în limba română, dar muzica rămâne totuși a lui Daniliuc. Așa, acum pentru telespectatorii noștri, vă rog să spuneți fiecare, să vă prezentați, cum vă simțiți acasă? Mulțumim mai întâi de toate pentru invitație. Cine vece la noi este o emisiune urmărită și de peste hotare, chiar și din Italia și chiar de către italieni. Deci noi, pentru cei de acasă, urăm doar vizionare plăcută și numai bucurii. Am fost acasă în timp de 2 ani numai o dată, dar am stat numai 2 zile. Acum avem ceva timp mai mult să stăm, câteva, 2 săptămâni, da? Suntem un pic emoționați, vă dați seama, suntem acasă, da? Și ne simțim foarte bine, sperăm să ne întoarcem acolo cu noi forțe, pentru că ne și odihnim în același timp aici, să creăm mai departe muzică. Cum a mai spus și Andrei, ne simțim foarte bine pentru că acasă e ca acasă. Aici sunt părinții, aici sunt rudele, aici sunt toți cei apropiați și nu numai. Și da, este foarte bine. Ne simțim minunat. Mulțumim tuturor celor care ne încurajează, care ne susțin în toate și noi ne străduim să facem să fie totul bine și pe placul tuturor. Aș spune că formația Trandafir dorește să realizeze cât mai multe idei noi pentru tineretul de astăzi, adică cât mai multe piese pe placul tinerei generații. Așa, și ultimul. La încheierea paradei, da. Trandafir. Bună seara tuturor ascultătorilor, spectatorilor care ne vizionează, îi rugăm să nu schimbe postul, nu numai pentru următoarele clipe, că va fi foarte interesant. Vă urez dumneavoastră să rămână tot timpul sintonizați pe același post de televiziune. Mulțumesc mult! Mersi mult pentru căldura cu care ne-ați întâlnit. Salutări celor de acasă! Cu plăcere! V-am întrebat asta pentru că cei de aici vă duc dorul. Noi știm că acolo mai și lucrați și vreau să vă întreb cum aveți timp și pentru muzică. Formația Trandafir este norocoasă, vreau să spun, deoarece toți au aceeași idee, toți susțin acest plan pe care îl realizăm și aceasta ne ajută foarte mult să îndeplinim munca pe care o facem acolo. Țin să salut și colegul nostru, Sergiu Furtună, pe care l-am lăsat în post de muncă, în locul nostru. Rămas în locul vostru. Dar câte des vă întâlniți voi acolo cu moldoveni? Faceți serate? Mergeți pe la unii, pe la alții în ospeție? În perioada de vară ne odihnim și noi un pic, lucrăm asupra proiectului nostru, iar începând cu luna septembrie ne vedem practic aproape în fiecare sâmbătă și duminică. Așa, un concert la New York în viitorul apropiat, dar un concert neapărat aici în Republica Moldova? Așteptăm invitația! Eu vă mulțumesc frumos! Invitație din partea mea aveți, sper că și din partea celorlalți va veni. Vă vom aștepta cu mare drag, iar acum vă rog să ne mai cântați încă o piesă minunată. S-adună și în păr ne lasă brumă, dar petrecem ca pe timpuri, vesel și în suflet tineri. Ne-ntâlnim cu bucurie dintr-un maș de același dor și sărbătorim până în zor. Hey! Să rumbe la mulți ani, sănătoși fără dușmani, un noroc să-i ceapă fiecare zi. Tot răsune pe la mese,
vorbe și urări alese. Uite, asta-i veselie, când se crede în omenie. Mame ție, îți mulțumim că suntem aici cu toți, frați, părinți, prieteni și nepoți. Să ne lume la mulți ani, să ne poși fără dușmani, un noroc să-i ceapă fiecare zi. Să ne lume la mulți ani, să ne lume la mulți bani, viața să ne aducă numai bucurii. Poate mâine iarăși ne vom întâlni și vom discuta în petreceri clipele ce-au fost și vor mai fi. Iar acum să nu mai stăm în loc, ridicați paharul, hai noroc!